Ziua la toți! În primul rând, aș vrea, având aceasta, să ținem un minut de reculegere în memoria eroilor căzuți pe câmpul de luptă pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Mulțumim frumos! Cazul meu, care sunt nevoit să-l mediatizez, este enorm de important pentru mine și familia mea. Eu nu mă situez în rând cu șacalii care adună bogății din oameni prin acte de corupție. Bogăția mea și a familiei mele este mijlocul de transport care a fost blocat la trecerea frontierei de stat Birou-Vamal-Cahul prin acte de corupție. Da, șacalii cu bogății pot să râdă de mine, că uite-te, el îmblă cu o mașină răpănoasă, după cum s-a exprimat despre acest bun al familiei mele, o doamnă de la un partid politic mafiot, când căutam dreptate. Vă întreb, șacalilor, ce aveți cu bunul meu? Este munca mea și a familiei mele. Proprietatea privată a familiei mele, procurată Uniunea Europeană, cu ultimii bani a familiei mele, este reținută ilegal prin acte de corupție, de o haită de șacali de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, pentru că am refuzat să dau mită. Această haită de șacali care dețin posturi înalte la Serviciul Vamal al Republicii Moldova s-au înfuriat când au auzit că eu am refuzat să dau mită și de mai mulți ani familia mea este discriminată, intimidată, înjosită, suntem apelați pe timp de noapte, de pe telefoane cu numere secrete de persoane necunoscute. Instituțiile de stat care sunt conduse de acești șacali, care se supun Guvernului Republicii Moldova, apelând la prim-ministrul Republicii Moldova, unde am dezvăluit acest caz de la vamă, dau din umeri și îmi dau de înțeles că mita trebuie să se plătești și nu trebuie să te opui corupției și mafiei. Secretarul de stat pe problemele veteranilor în guvernul Filip, generalul Ion Coropceanu, a examinat mai multe documente și a încercat să soluționeze această problemă a mea și a familiei mele. Dar s-a ciocnit de această haită de șacal din instituțiile statului, care prin diferite metode încearcă să mă pedepsească și să nu putem lua bunul nostru care este blocat ilegal la trecerea frontierei de stat Birou-Vamal-Cahul. Am fost informat de domnul general că în cazul meu este multă mizerie și nu mă poate ajuta cu nimic. Proprietatea privată a familiei mele este blocată la trecerea frontierei de stat, ilegal, de instituțiile statului conduse de Guvernul Republicii Moldova. Și ei, cei de la guvern, încerc să mă adresez instanțelor de judecată pentru apărarea drepturilor fundamentale ale noastre. Dreptul la bunul nostru apărat de Constituția Republicii Moldova. Știind că ei au dat indicație de acum judecătorilor, după cum fac tot timpul, să-mi respingă cererile mele și să nu am câștig de cauză. În caz contrar, judecătorii vor fi pedepsiți, nu vor primi bani de la dânsii. Dau indicație judecătorilor ce decizii să adopte în cazul familiei mele, ca șacalii care le aduc bogății guvernanților, să nu răspundă pentru fără de legile lor. Fosta judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău, doamna Nina Traciuc, care a plecat din sistem, care a judecat cazul meu după ce a respins cererea mea de chemare judecată împotriva Serviciului Vamal, m-a chemat și mi-a comunicat că se teme să ieie decizie împotriva Serviciului Vamal și că nu vrea să vâre în tărâță ca să o mănânce porcii. Lasă hotărască cei de la Curtea Supremă de Justiție. Ei au îndeplinit, cei de la Curtea Supremă de Justiție au îndeplinit indicațiile guvernului și au respins toate drepturile noastre, lăsându-ne fără bunul nostru, care stă și ruginește la vamă, unde este munca noastră de mai mulți ani. Recent, alt judecător de la Judecătoria Chișinău, Sediu Râșcan,
a spus în fața copiilor mei mici așa o frază: și ce, încă nu i-ați dat foc? Alt judecător de la aceeași judecătorie a spus în fața familiei mele: dar dacă îți dau câștig de cauză, ce-i să faci cu ruginitura și ea? Dar din toate probele, documentele astea, a confirmat că, da, este o ilegalitate. Cum pot șacalii de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova să comunice oficial că mijlocul de transport Volkswagen Transporter, procurat de familia mea prin banii noștri munciți, este produs în 94? Dacă, conform standardelor internaționale, șacalilor de la vamă, care sunt legalizate conform hotărârii Guvernului 1047 din 99, anul de producere este 95 și nu este mai mare de 10 ani, unde se permitea de a fi vămuit și înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova. Dar m-au amenințat că vei rămâne fără acest bun dacă refuzi să dai mită. La moment, am două decizii a Curții Supreme de Justiție contrar diferite. Una din 2005, anul de producere 94, respingând toate probele obținute de la mine și de la mai multe instituții de stat responsabile de acest domeniu al transportului, unde este indicat că mijlocul transport Volkswagen Transport, anul de producere este 95. Și au admis doar vorbele goale a șacalilor de la vamă, care au spus că anul de producere e 94 și mai mare de 10 ani de acum. În 2013, Curtea Supremă de Justiție, altă decizie irevocabilă, în 2013, Curtea Supremă de Justiție au admis toate probele care anterior au fost respinse de ei și au constatat irevocabil că mijlocul transport are anul de fabricare 95, de acum, din 2005 și în 2013. Acum, vreau să mă adresez domnule Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, poate mă auziți? Oare auziți pe cine doriți? Familia noastră cu doi copii mici solicită ajutor pentru a stopa această haită de șacali flămânzi de bogății, care ne terorizează zi și noapte. Dumneavoastră ați speriat judecătorii că la iubitele lor le veți confisca mașinile de lux, iar acum judecătorii sunt toți speriați. Nu pronunță nicio hotărâre împotriva funcționarilor corupți de la Serviciul Vamal, care estor ca o mită din familia mea. Domnule Victor Gaiciuc, ministrul al apărării și totodată secretarul Consiliului, pe lângă guvernul domnul Ion Chicu, pe problemele veteranilor, vă rog ajutați-mă să primesc un automat din dotare pentru ca să mă apăr singur de șacali care ne terorizează familia zi și noapte. Peste o lună îl întorc înapoi, promit. La adunarea care a fost organizată la Casa Armatei cu veteranii de război ați vorbit de respect, onor, demnitate. Unde să găsim, domnule ministru al apărării, respect, onor, demnitate la șacalii care de mai mulți ani își înfing dinții în mine și în familia mea? Le amintesc, domnule ministru, șacalilor, că legea cu privire la veterani, articolul punctul A, se spune acordarea de drepturi și garanții, realizarea măsurilor care le garantează sănătatea și bunăstarea, asistența medicală precum și serviciile sociale necesare. Domnule Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova, vă rog, nu mai dați indicații la judecătorii ce decizii să adopte în cazul familiei mele care se luptă cu șacalii de mai mulți ani. Nu-i speriați pe judecători cu demisii, confiscări sau nu vor primi bani, dar demiteți-i pe cei șacali care au extorcat bani din mine de la Serviciul Vamal și luați o hotărâre de guvern în cazul familiei mele și nu permiteți să ne permiteți-ne să luăm bunul de la vamă. Proprietatea familiei mele este în mâinile Guvernului Republicii Moldova, iar ei
de la guvern mă trimit la judecătorii speriați de ei ca să facă dreptate. Și ca judecătorii să-i oblize pe cei guvernanții de la guvern să-mi întoarcă proprietatea privată familiei mele. Și tot timpul a fost așa ceva, că politicianul, de atâta și să luptă toți în Parlament să ajungă, că politicienii dau indicații la judecători. Politicienii, partidele politice au clanuri mafiote în structurile de judecată. Au cumătri, fiini, nănași care sunt judecători, care se întâlnesc prin restaurane și discută toate întrebările, ca și cazul familiei mele, care de 15 ani, de 15 ani șede la vamă ilegal, de 15 ani mă lupt prin instanțele de judecată. De timpul domnului Voronin, care a făcut o Republică Moldova coruptă, complet, iar acum el se dă cu frază foarte, se crede foarte erou. El a dus Republica Moldova la așa stare care suntem noi. Mulțumim frumos! Dacă aveți întrebări... Domnule Pesedovski, deci, dumneavoastră, ce vi s-a invocat când a fost reținut automobilul la vam? Ce vi s-a spus? Că ce nu vă răspundeați? În primul rând, erau patru inși. Dumneavoastră veneați de unde? Din Olanda. Am procurat în Olanda mijlocul de transport. Cu o sumă pentru familia mea foarte mare, care sunt, poate, toată viața nu o poate face. Și la vamă, patru inși m-au așezat la masă în cabinetul șefului, domnului Fiodorov, care este fugit din țară, da? Și a spus că dacă vrei ca să intri în țară, trebuie să dai așa sumă de bani. Asta nu vămuire? Sau... Nu, vămuire aparte. Vămuire aparte. Ei mi-au scris pe o foiță. Cât trebuie să dai? 1500 de euro. Eu zic, băi, oameni buni, voi, iată cine, m-am prezentat că-s veteran de război, iată așa. Dumnealor a spus că, da, era, de-am vedem a lor cum mă impune, de-am vroiem să le dau ceva, ca să-mi dea pașii. Deci că nu se împărțește la patru. Că erau patru inși acolo. După aceea, ei mi-au dat că anul de fabricare e 94 și mai mare de 10 ani și e prohibit de legislație. Avem actele, standardul internațional este legalizat prin hotărâre de guvern, dar problema între ei e că mafia, șacalii din Republica Moldova, de mai mulți ani, nu aplicau standardele internaționale. Ei aplicau ca pică. Câți euro îi dai, așa an de fabricare ți-l pune. Chiar dacă am pașaportul, da, brief-ul automobilului cu VIN-codul automobilului, în care a 10-a simbol din VIN-cod, litera S la mine este 95, nu, ei nu astea, zici că nu este legalizat pentru noi. Asta nu este, eu cum vreau pe un anul. Ori așa, eu la discreția mea. Dar totodată, Cris registru în timpul și ala, șacalii fășeau legile după mine. Eu scriem scrisori și ei de acum au emis răbdă un ordin comun între serviciul VAMAL și CRIS Registru, în care se stabileau criteriile de determinare a anului de fabricare, conform VIN-codul, în caz că nu există probleme de astea, repede făceau astea. Și când l-am invocat în instanța de judecată, Nina Traciuc, judecătoarea, zice că dar nu are putere juridică, nu a fost publicat în monitor oficial. Dar să știți dumneavoastră deciziile Curții Supreme de Justiție, în care judecătorul de la Curtea Supreme de Justiție spune că criticăm dur biroul central Interpol, în care arată că anul de fabricare e 95, dar nu arată starea efectivă tehnică a mijlocului de transport. Ce are starea tehnică efectivă a mijlocului cu anul de fabricare, măi, șacalilor? Ce are? Dar problema e într-aceea că eu sunt pedepsit doar dintr-aceea că sunt veteran de război, da? Și m-am opus mafiei și am legalizat modul de determinare a anului de fabricare. Deoarece dumneavoastră știți cum poliția din Germania cătau mașini furate, boliți foarte scumpi în Republica Moldova. Aici erau mașinile toate furate din Uniunea Europeană, erau aduse la noi. Și bandiții de atâta și mă pedepsesc. Și bandiții continuu și în timpul de față să facă bezaconii. Deoarece ei nu au legalizat
aceeași ordin care a darovnit cu a lor, ca să le dea totuși voie, ca ei totuși să mai introducă mașini furate în Republica Moldova. Și problema intră așa că ei, dacă dai banii ăștia, ți-o punem 95, dacă nu dai banii ăștia, ți-o pun 94. Și dumneavoastră i-ați denunțat. Eu am fost la Centrul Național Anticorupție. Era domnul Mijinski. Domnul Mijinski, știind cine sunt, ce statut am eu, a spus: domnul Nicolae, dacă mă vâră la vamă, mă dau afară de aici, de la Centrul Național Anticorupție. Da, este, el poate să confirme. Și m-am dus mai departe, ca să, totuși, astean, ca să dăm mită la cei care au cerut mită, dar zic: domnul Nicolae, dumneavoastră ați făcut gălăgie de-am. Și n-or să iei din dumneavoastră bani. M-am dus, Dumnezeu să-l ierte, la domnul Vâlcu, director general al serviciului Vamal. Și dumnealor, știți, și numai că nu este în viață domnul. Și că Nicolae nu faci pa mușchi. Eu zic: domn director, pa mușchi cum înseamnă? Să număr banii care înșiere și să-i pun pe masă? Așa pa mușchi la dumneavoastră merge. Și Nicolae, dar ce ați lucrat înainte? Eu zic: în poliție am lucrat. Dar dacă îți dau voie să introduci mijloc transport, așa la nimerește în pușcărie, care ți-o oprit. Du-te și dă-i în instanța de judecată. Și acta e instanța și faci. 15 ani se bat joc de mine. Judecătorii mafioți. Sistemul mafiot. Poate judecătorii aceștia nu sunt toți asta, că sunt și judecători onești. Nu poți fi toți asta, sunt și onești. Dar acest sistem să iei decizii împotriva la așa șacali. Vă spun, recent am dat, a fost în septembrie, o cerere de chemare în judecată și acum, pe data de 6, este la Curtea de Apel. Acum am dat cu discriminare, iar o respins. Resping deoarece politicianul dă indicații la judecător, în cazul meu, ce decizii să iei. Dacă odată cine din politicieni? Pentru că dumneavoastră ați acuzat guvernanții încă de cât când, dacă tot 15 ani? Da, dar practic, de la înființarea statului Republica Moldova, da, toți funcționarii dau indicații la judecători. Și noi știm că în sistemul judecătoresc este o indicație nescrisă că statul niciodată nu pierde. Dar cum să ne luptăm noi cu corupția? Cum? Dacă statul nu pierde. Dar statul cine? Nu-i ceva abstract. Sunt funcționari corupți, mafioți, care șer bani din noi. Și noi, singura soluție care o avem să ne luptăm cu așa șacali care șer bani, să ne ducem în instanța de judecată. Acolo, pe probe, pe legi, să examineze, să spui cine-i drept. În sistemul nostru care este în timpul de față, este foarte, foarte greu ca drepturile omului să fie respectate. Noi, veteranii de război, ne-am adunat la Casa Armatei. Au fost și domnul Chicu și domnul ministrul apărării, Gaiciuc, și vorbiu foarte frumos, de onor, demnitate, astian. Dar nu se vede, doar vorbe. Vorbi care nu sunt acoperite cu fapte. Și noi înțelegem că veteranii de război sunt trași în diferite jocuri politice. Și eu am vorbit acolo la astea, domnul Chicu mă cunoaște personal, deoarece când dumnealui era ministrul finanțelor, eu protestam la Ministerul Finanțelor și dumnealui a ieșit afară și m-a speriat că o să cheme poliția dacă mai strâng acolo. Și pe urmă, dumnealui, am aflat pe urmă de la domnul Jezdan că totuși el a sunat la poliție, lui domnul ministru Jezdan, ca să vii să mă ridice de acolo din fața Ministerului Finanțelor, că protestez legal.
Dar domnul ministru a spus că dați-i proprietatea privată care o țineți la vamă. Asta este, este un, dumneavoastră, iată, eu și vreau să spun, diplome, da? Diplome, mulțumiri domnului Besedovski Nicolae în semn de recunoștință pentru sacrificiu, bărbăție și jertfire de sine, manifestate în perioada participării la acțiunile militare din primăvara anului 92 pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, exemplu personal cu transmiterea experienței și profesionalismul tinerilor angajați acumulat în perioada activității de poliție. E așa, așa farisei care nu m-am dau numai hârtii, da? Dar proprietatea privată a mea, care șede ilegal, mie așa ceva hârtii, nu-mi trebuie. Eu pe astea nu pot mânca. Nu-mi trebuie acestea. De la demnitari, cu o hârtie. În semn de protest am rupt aceste diplome de onoare a mele. În semn de protest față de șacalii ăștia care se bat joc atâta timp de familia mea și copiii mei care de acum sunt mari, atunci soția era însărcinată și acum copilul este mare de acum. Mulțumim frumos!